Când vorbim despre inovații în agricultură care ne arată cum va fi viitorul, poate chiar în următorii ani, utilajele complet autonome și electrice pe deasupra sunt următorul pas în tehnologiile agricole. Pe brațul Borcea, al Dunării, în insula Balta Ialomiței, un agronom venit din Franța, în România de aproape 20 de ani, testează toate inovațiile din piață. Fermele investitorului indian, de care se ocupă Arnaud Charmetan, se ridică la o suprafață totală de 27.000 de hectare, ceea ce înseamnă că astfel de tehnologii inovatoare vor fi din ce în ce mai necesare pentru a lucra suprafețe atât de mari, cât mai optimizat, adică într-un timp scurt, cu costuri minime și beneficii maxime. Călătoria noastră de astăzi începe pe brațul Borcea. Traversăm, practic, către insula, cum se numește? Balta Ialomiței. Balta Ialomiței, Arnaud Charmetan, fermier, alături de mine și Teofil Dascălu, care vine tocmai din Vrancea. Arnaud, ce căutăm noi astăzi aici pe insulă? Ce o să vedem? Ce să vedem astăzi pe insula? Vedem o agricultură sustenabilă. Folosim și tehnologii de ultimele generații ca să facă agricultură și de precizie. Și ce cultură e aici, pe insulă? Cultura care le avem, avem grâu, orză, rapiță, flara solului, soia, porumb, lotă de ibridar, flara solului, lotă de ibridar, muștar, ovăză, latirus, mazare, o diversificare de culturi ca să ne ajut în această direcție de practici mai sustenabile. Pentru că ne apropiem de celălalt mal, să le explicăm telespectatorilor ce inovații vom vedea astăzi în ferma lui Arnaud. Astăzi vom vedea alături de Arnaud primul robot din agricultura românească. Robot ce sens? Care ce face? Dacă până acum aveam tractoare moderne, tractoare autonome, acum avem roboți care lucrează solul. Din cele 27.000 de hectare administrate de investitorul indian, 7.000 sunt în Balta Ialomiței, adică pe insula pe care o vizităm astăzi. Este o mașinărie care înlocuiește un tractor de 150 de cai și care lucrează singur și ne ajută foarte mult pentru a face operațiuni care, în mod obișnuit, pot că nu am avut timp să o facem din cauza aglomerarea lucrar. Sunt operațiuni care nu necesită prezența la un operator în tractor. În contextul forței de muncă deficitare în agricultură, Arnaud vede în folosirea robotului o oportunitate. Ce au spus angajații când l-au văzut? S-au uitat la el și... Angajați a fost un pic surprins, probabil, dar sunt și obișnuit cu faptul că aducem tot timp tot fel de noutăți în fermă. Astăzi, lucrarea de ierbicidat sau de spreierat, cum vrem să-l numim, condiția ideală pentru a efectua este noapte. Dar nu îl facem noapte pentru că oamenii obosesc, nu sunt îndeplinite toate condițiile de siguranță. Și atunci, pe exemplu, această lucrare ar putea să fie făcut de robot în perioadă de noapte și atunci am fi mult mai eficient pentru că condițiile de temperatură, de umiditate sunt mult mai bune în perioadă de noapte și atunci putem eventual să reducem și doza de produs folosit. Și ce spui, Arnaud? Paradigma agriculturii se schimbă? Vom avea, nu știu, în următorii 5 ani doar roboți pe câmpurile noastre, ale fermelor noastre? Sau ei vor fi doar ceva exotic în peisaj? Eu cred că roboți vor apare din ce în ce mai mult în fermă. Nu cred că va înlocui 100% din echipamente din fermă, dar este o tehnologie care vine în ajutor a fermier. Pe exemplu, în legumicultură, lucrare de, nu ierbicidar, dar de preșit, sau lucrare de control mecanic al burien, este mult mai ușor dacă unul face un robot decât un om care stă aplecat toată ziua și să smulgă niște burien. De ce nu pot fi făcută de un robot?
continuăm avem de tocat lucern și îl vedeți în configurația actuală, este pentru tocat lucern de an asta. Următoarea etapă este să semănăm covor vegetal cu el, pentru că dorim să semănăm în perioada de recolt și atunci este o perioadă foarte aglomerat, care nu ne permitem să-l facem într-o organizare clasică, atunci vom folosi robot ca forță suplimentară. Operațiuni de strip-till și mare operațiuni care îmi doresc să efectuez cu robot este lucrarea de ierbicidat. Cum vă spunem mai devreme, eu consider că lucrarea de ierbicidat cu robot este cel mai mare progres pentru că folosim condiții optime plus reducem expunerea oamenilor noștri la produse care nu sunt tot mai prietenoase cu oameni. Robotul care poate face așadar multiple operațiuni în ferma ialomițeană este operat de Sergiu, care este venit tocmai din Portugalia. Tean Bun însă lucrează în agricultura românească. Sergiu, bună! Salut! Salut! Astăzi ne vei arăta cum pornim robotul. Pe lângă asta aș vrea să te întreb câteva chestiuni despre ce utilaje poți să cuplezi la acest robot și dacă trebuie utilaje speciale sau poți să cuplezi orice tip de utilaje în spate. Da. Acest robot, când a fost achiziționat, a fost achiziționat cu o priză de putere. Deci putem să cuplăm orice utilaj care are PTO, care are priză de putere. Deci orice tip de utilaj, de preferabil utilaje mecanice. Fără alt tip de tehnologie, display-uri, senzor, pentru că trebuie echipat robot altfel. Super! Și câți cai putere are acest robot și dacă ar fi să comparăm cu un tractor normal, cam câți cai raport ar fi exact echivalent? Deci robot este echipat cu motor Deutz și 256 de cai putere. Deci echipărat cu un tractor, cu orice tractor de 156. Ca greutate, nu știu dacă ați discutat sau nu până acum, ca greutate are 9 tone, el, și brațele pot să ridică 8 tone în spate, la implement, și în față putem să ridicăm 3 tone. El acum, cum este echipat, în spate o să cuplăm implement, acum are cuplat un tocător care o să vă demonstrez, o să pornim robot și o să invertim un pic utilaj. Și în față are un damper care este și de protecție și de stabilizare a robotului, că are o greutate pe el. Când este în modul autonom și noi denumim modul autonom în care am programat deja robotul, am măsurat solă și el va lucra efectiv singur. Sus are un LiDAR, se numește, are un laser și radar în același tip care detectează obstacolul în raza lui și dacă obstacolul se apropie, el încetinește. Dacă obstacolul se depărtează, el rulează cu viteză normal. Dacă obstacolul persistă și stă în loc, el se va opri. Sergio, și are sistem de corecție RTK acest robot? Da, da. La câți centimetri este eroarea? 2 centimetri jumătate, la care este precis în normal. 2 centimetri jumătate, wow! Telecomandă zice că pot să-l pornesc, o să zic că da. El deja s-a auzit releu de pornire și acum, efectiv, apăsăm buton. Acest robot are și o aplicație și cu ajutorul acestei aplicații putem să aprindem sau să stingem farul, vedem efectiv unde este robot. Da, și ar trebui să comunic și cu el ca să el, acum fiind că facem probă pe loc și nu este în mod autonom, ca să el schimb viteza de înaintare. Are și o altă aplicație. Am înțeles, deci cu aplicația mobilă poți să schimbi și viteza de înaintare. Exemplu, viteza lui de înaintare maximă, în mod autonom, sunt 14,5 km pe oră. Până acum, Sergio, câte hectare a făcut acest robot? Noi câte hectare aici în fermă am lucrat 800 de hectare. 800 de hectare? 800 de hectare de semănat. Și de când, a venit în fermă? 10 sau 15 martie.
ceva de 15 genul. Ani. Da, da. Wow. A venit cu 50 de ore la motor, acum are 280 de ore la motor. Roboțelul prezentat astăzi merge pe principiul diesel-electric, ceea ce înseamnă că motorul diesel alimentează un generator și de acolo totul este electric. Robotul are transmisie pe roți sau șenile. Acestea, din urmă, reduc tasarea pământului. Un aspect extrem de important în condițiile meteo secetoase din ultimii ani. Rezervorul de motorină este de 350 de litri, iar autonomia maximă de 20 de ore.